Seara, prieteni, iarăși la căprițe. Altă viață. A tăiat și vecinul porumbul. Și acum căprițele ies fără niciun stres, direct în tocătură. Și le pot duce până pe parcela de lucernă, care este dincolo de păducei aceea. Nu mai am nicio cultură în față, deci nu mai stau cu stres că intră în porumb. O să le las și singure. Acum este totul ok. Iescuțele, când vin eu aici în spate, vin și ele. Din păcate că am bate soarele. Tot din păcate Sasha cred că nu va face căței de data asta. A avut, cred că, gestație falsă. Are ceva mameloane lăsate, dar foarte puțin. Și burtă nu are de fel. Aici am pe lățime de un metru, pe toată lungimea microfermei este și o iarbă foarte grasă, foarte bună. Am tăiat-o în vară și acum numai bine s-a regenerat. Vremea este super, super frumoasă. Sunt 21-22 de grade și va mai ține încă vreo 10 zile. Iarăși un dezavantaj, cum v-am mai spus, se va lungi un pic înțărcarea, pentru că aici găsesc porumb. Chiar le-am văzut la ugere, că le-am mulți ieri și deja sunt destul de mari, dar nu la toate. La Bela are mai mult lapte și cu zâna. Mama Lura și Bela, cea deschisă la culoare. Dar oricum nu le voi mulge până joi, deci, cum am zis, odată la 3 zile. Și eu sper că totuși voi reuși să le înțarc undeva la jumătatea lui noiembrie. Măcar. Ați cât e iarba aici, până la mai sus de glezne, are vreo 25-30 de centimetri. Mă duc pe lângă să nu o calc, că e păcat de ea. Rămas cocenii cam înalți. Nu a adus ceva combină performantă care să-i și toace. Dar pentru capre este mult mai bine așa, pentru că mai au și frunze. Sura ea este cu iarba. Va trebui să merg acolo să nu intre în porumbul ce a rămas de la celălalt vecin. Bătrâna, hup! Bătrâna le cam conduce. Va trebui să închid, că trebuie să alerg după ele. Bătrâna este foarte șmecheră, o ia așa tiptil, după care tuști. Le duce pe toate după ea. Vreau să vin aici în porumb, de parcă n-ar avea aici destul porumb. Chiar am văzut și aici pe unde
A călcat combina cu roata. E full de porumb. Dar capra e capră. Le place să se înfrupte așa de pe cocean, să-l rupe ele. Acum, bineînțeles, este posibilitatea ca vecinul să are acest teren în 2-3 zile, dar nu este nicio problemă. Am spus că am acolo lucerna. Pentru mine problema era să fie recoltat, să nu le scap în porumb. Ce frumos se vede microferma, deja plin de contur. Este ca o mini gospodărie. Hai norocoasă, hai! Și cu livăduța din față, când va fi mare. Aici, unde este nisipul, între nisip și livadă va veni cabana. Abia aștept să stau pe prispă. O să fac o prispă în spatele cabanei, să pot să văd microferma. Îmi fac un hamac din ăla și voi sta ca pensionarii. Norocoasa! Hei! Abia aștept să văd iedene loc la șeic. Ați văzut ce frumoase sunt. Sura! Ei, surate! Merită ele mai mult să stea afară decât șeic. Șeic va merge cu băieții la carceră. Ei, norocoasă, hei! Că n-aveți ce mânca aici. Bătrâna deja își revin iară la lapte cu porumbul ăsta. Da, se vor încerca ele, nu-i problemă. Mulțumesc de vizionare. O seară plăcută să aveți. La revedere! Au dat și de fâșia asta de iarbă, după ce s-au săturat de porumb. Acum merg păscând până în capătul ălalalt. Mi-a lăsat ușa deschisă, dacă s-au săturat, pot să intre la loc. Dacă nu, le mai las până în jurul orei 16-18. Nu prea au ele treabă cu iarba. O săturat de porumb.